legat de acest început de an și de sărbătoarea împărtășirii noastre cu trupul și sângele Domnului, aș dori dimineața aceasta să vorbesc pentru oamenii care sunt gata să slujească, gata să lucreze pentru Domnul și în folosul lor. Din textul în care l-am citit, arată cuvântul în versetul 51, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer. Nu știm cine va fi luat în cer anul acesta, dar înainte să fii luat în cer, trebuie să te încadrezi în voia lui Dumnezeu, îndeplinindu-ți responsabilitățile. Am dorit ca niciunul să nu se piardă de la credință. În anul acesta, Domnul să dea propășire spirituală fiecare persoană în parte. Să ajute frații și surorile în familii să poată lua hotărâri bune și să ne ținem de ele și să slujim Domnului. Am spus că vreau să am cuvânt pentru cei care doresc să fie activi. Nu să stea nepăsători, să nu ia în considerare ceea ce trebuie să facă. Scrie în Proverbe 26:14, cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Domnul spune că nu avem voie să fim leneși și neroditori. Știți că în Matei, în 25:24, robul acela viclean și leneș se acuza scuzându-se. Toți vom sta înaintea celui care ne-a chemat la mântuire, acelui care ne-a trimis în lucrare, acelui care ne-a încredințat slujba împăcării. Și de aceea trebuie să avem în vedere și pe trei laturi de lucrare vreau să specific cu privire la ceea ce trebuie să urmărim în anul acesta și în viața noastră. Am vorbit data trecută despre strategii de amăgire care vin din întuneric, care ne pot afecta. Și spuneam atunci că există un plan al celui rău. Există mijloace de amăgire. Din Efeseni, capitolul 4, versetul 14, acolo. O șiretlenie, o viclenie a oamenilor manifestată din partea celui rău. Ca să fim duși într-o parte sau alta. Ca să fim abătuți de la voia lui Dumnezeu. Și spuneam că în strategia aceasta de amăgire se urmărește să fii, printre altele, oprit. Să nu înaintezi pe calea Domnului înspre Canaan, înspre împărăție. Să nu crești spiritual. Să nu contribui financiar. Să nu aduci jertfa ta înaintea Domnului. Astăzi vreau să vorbesc despre strategii de amăgire. Uite că s-o și afișat. Mulțumesc. Ne prinde bine dacă mai notăm câte ceva. Atunci a fost strategii de amăgire să lupți nepregătit, să slujești împărțit și să fii oprit. Astăzi vreau să vorbesc despre altă strategie. Aceea care trebuie să o avem noi. Strategie înseamnă mod de a ne orienta pentru a lupta, în primul rând, și apoi pentru a lucra. Noi suntem chemați să luptăm împotriva firii noastre pământești. Spune cuvântul Domnului în 1 Petru 2:11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Să vă feriți de poftele firii care se războiesc cu sufletul. Avem de luptat apoi, spune Efeseni 6, împotriva domniilor, a căpeteniilor, a duhurilor răutății. Care sunt în locurile cerești, care urmăresc încolțirea noastră, încercuirea noastră și lovirea noastră pentru nimicire. Și tot aici cel rău vine și prin lumea aceasta cu chipul viacului și scrie în Roman 12:2 să nu vă potriviți chipului viacului. Și în Efeseni capitolul 2 versetul al 2-lea se vorbește despre mersul lumii acesteia. Și se urmărește prin amăgire să nu mai iasă biserica în lume. Să nu se mai vadă pocăiții în lume. Să nu mai vorbească pocăiții în lume. Să le fie închisă gura.
și să intre lumea în biserică. Să intre Egiptul în inimă. Asta se urmărește. Ce avem noi de făcut? Vă vorbesc astăzi despre strategii de acțiune pentru credincioși. Strategii de acțiune pentru credincioși. Și primul lucru care l-aș puncta aici este următorul. Fixează-ți prioritățile. Un om care nu are rânduială în viață, spune Biblia că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al rânduielii. Îi place rânduiala. Îi place să fie rânduială în viață, în program, în familie, în biserică. Dar nu știu cui ar place, la locul de muncă. Veneam seara cu frații, după ce se încheia lucrarea, și aveam ultima parte din zi. Ordine la locul de muncă. Curățenie, așezarea uneltelor, trebuie să fie rânduială și în viață. Fixează-ți prioritățile. Și îndemnul meu este, acordă lui Dumnezeu numărul 1 în prioritățile tale. Dacă Dumnezeu nu va fi pe primul loc, nu va fi nici al doilea, nici al zecelea. Pentru că El pretinde să acordăm Lui întâietate în viața noastră. Să respectăm ca Tată. Să îi aducem cinste și să îi aducem slavă, că este stăpânul nostru, slăvit să fie numele Domnului. Amin. De aceea trebuie să avem în vedere ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Păi aici trebuie să precizăm, voia lui Dumnezeu pentru noi este sfințirea noastră și trebuie să urmărim scopul lui Dumnezeu. Noi venim aici nu pentru că suntem buni, biserica, spunea un om înțelept, nu este muzeu de sfinți, este un spital de păcătoși. Venim aici nu ca să arătăm cuiva că noi suntem mai deosebiți și dacă venim duminica la biserică, este ceva și suntem cineva. Venim aici ca să ne sfințim viața, să observăm mai bine voia lui Dumnezeu, care este sfințirea noastră, să cerem putere de la Domnul, să fim luminați prin cuvânt, să fim edificați prin cântare, să fim întăriți în credință prin poezie. Este scopul nostru de a fi la oaltă, de a ne îndemna. De a vechea unii asupra altora. De a fi legați împreună. Cina Domnului nu realizează unitatea. Cina Domnului arată că este unitate. Păi sunt biserici care se împărtășesc și nu au unitate. Pentru că cina nu realizează unitatea. Cina arată cuvântul prin ceea ce își dă fiecare încăietură. Este un mădular fiecare strâns legat în trupul lui Hristos. Și noi prin împărtășire, noi dovedim înaintea lui Dumnezeu că suntem în unitate. De aceea, cine nu este în legătură cu noi, nu are voie să se împărtășească. Dacă s-o certa cu noi, sau noi cu alții, și nu ne-a rezolvat problemele, noi aici venim să arătăm că suntem în unitate înaintea Domnului. Dovedește apartenența noastră la trupul lui Hristos ca mădulare vii. De aceea trebuie să urmărim acest scop al lui Dumnezeu. Apoi, scopul lui Dumnezeu este evangelizarea lumii. Pentru aceasta trebuie să ne silim, să fim lumină, să nu împiedicăm evangelizarea lumii. Dacă prioritatea noastră este Dumnezeu, cineva a mai întrebat așa, printre rânduri, cine este pe primul loc? Scrie acolo Pavel lui Timotei că este o prioritate. Și cine este pe primul loc, frate? Nu pe primul loc e familia și trebuie să stau cu familia mai întâi. După aceea să am în vedere să vin la adunare sau la repetiții. Sau... nu-i familia pe primul loc. Pe primul loc e Dumnezeu care a spus să ai grijă și de familie. Dar a zis Domnul și Matei 19 cu 29 se arată și în alte versete că trebuie să lași. Este mai de preț împărăția decât lumea aceasta. Este mai de preț cerul decât pământul. Este mai de preț pacea decât orgolul tău personal. De aceea te îndemn în dimineața aceasta, fixează-ți prioritățile. Spune cuvântul 1 Timotei 5:8, dacă am ajuns pe aici. Citim, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Îndrăznesc să spun că cine
nu vede de familie, nu o să vadă nici de biserică, spune Biblia asta, și la investirea în slujbă. Și cine nu vede de slujba de la biserică, nu cred că vede mai bine de familie. Cine nu este atent la Domnul care îl cheamă să facă evangelizare, aducând lumină oamenilor, fiind o mireasmă, fiind o cale după care poți să mergi, fiind un punct de referință pe care trebuie să-l iei în considerare, care să-ți îndrume calea. Apoi, rugându-te, Domnul ne-a chemat să facem evangelizare rugându-ne pentru oamenii nemântuiți. Așa citim din 1 Timotei de acolo, nu? Din capitolul 2, de la versetul 1. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărași și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstia. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului. Pe primul loc este Dumnezeu care ți-a poruncit să te rogi pentru cei nemântuiți. Asta ne-am propus și pentru anul 2016. Să-i smulgem din împărăția Întunericului. Să rugăm pe Duhul Sfânt, care spune Ioan 16:8, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și noi nu reușim să-i sensibilizăm pe oameni și să-i lămurim că sunt păcători și că au nevoie de mântuire și de iertare prin sângele Domnului și prin jertfa Mântuitorului. Dar Duhul Sfânt poate să facă lucrul acesta, de aceea noi îl rugăm pe Duhul Sfânt. Ați observat, în diferite lucrări s-a spus că Domnul are un plan de lucrare și pe noi ne cheamă la rugăciune. Sau s-a spus că diavolul are un plan de lucrare și Domnul ne-a chemat la rugăciune să ne împotrivim. A spus Domnul Iisus Hristos, Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat. Dar nu cu o rugăciune simplă ca pentru masă. Cu stăruință, Evrei 5:7, cu strigăte mari și cu lacrimi s-a rugat Domnul și pentru el, și pentru ucenici. Și s-a rugat Domnul și pentru noi. Cineva spunea la un moment dat că Domnul și acum plânge și se roagă în cer. Nu sunt de acord cu asta. Nu sunt de acord că nu este nicio descoperire în sensul acesta. Domnul s-a rugat la vremea rugăciunii. Acum este Domn. I s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și am găsit biblic că are un rol acolo de mijlocitor. Mijlocitorul nu se roagă neapărat, dar pune o vorbă bună, dar intervine, dar aduce rugăciunile noastre înaintea Tatălui, că este marele nostru preot, slăvit să fie numele Domnului. Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are putere. De aceea suntem chemați să luptăm și puterea aceasta vine prin rugăciune. Care este prioritatea dumneatale pentru 2016? Dacă rămâne Dumnezeu pe primul loc, vei urmări scopul lui Dumnezeu, care este sfințirea noastră, care este evangelizarea lumii. Și pentru aceasta ne străduim să fim lumină și să nu împiedicăm venirea lor la credință. Pentru aceasta trebuie să ne rugăm și să insistăm în rugăciune. Și pentru aceasta trebuie să vestim cuvântul. Să le spunem oamenilor, la locul de muncă, la școală, acolo unde suntem. A rămas așa, poate n-ar fi chiar bine să spun, dar mai amintim și probleme, ca să luăm seama. Cineva din biserică, dintre copii, a căutat să facă evangelizare și o chema colega de școală, din clasă. Și a venit o dată, a venit de două ori. Și când se vine a treia oară, n-a mai venit. Și zice, părinții ei mi-au spus, nu venim pentru că am avut probleme cu niște pocăiți de la voi. Și a zis, o rezolvăm. Uite, la noi așa se rezolvă. Faceți o scrisoare, o sesizare către comitetul bisericii. Comitetul se adună și ia în discuție problema dumneavoastră. Și luăm măsuri. O, zice, nu o facem. Noi vrem pe calea amiabilă. Dorim evangelizarea lumii? Intrând în voia lui Dumnezeu în ce privește vestirea cuvântului,
Ne mai ascultă oamenii dacă le spunem ceva? Trebuie să ne asculte. Dacă ne încadrăm la primele două, lumină, apoi rugăciune și apoi vestire. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. De aceea, trebuie să acordăm atenție lui Dumnezeu. În rugăciunea Tatăl nostru, noi ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, facă-se voia ta. Dar suntem de acord să se facă voia lui Dumnezeu, adică deasupra voii noastre și a dorinței personale. Domnul Iisus Hristos a rugat și a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși, nu cum voiesc eu, ești primul. S-a supus dreptului judecător. N-a întors vorba celor care l-au lovit, l-au interogat, acuzându-l, bajocorindu-l. N-a deschis gura. De ce? Trebuia să tacă? Da, trebuia să tacă. Și în altă împrejurare, când trebuia să nu tacă, le-a spus fariseilor pe nume și pe fapte. Voi sunteți așa și sunteți așa. Treziți-vă. Că la un moment dat Domnul și pentru ei a venit să moară. Și pe ei se mântuiască. Și scrie în cuvânt că fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu de mântuire pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. În text, citesc. Este un cuvânt aici. Și spune versetul 59. Altuia i-a zis, vino după mine. Știți că Petru a spus într-o împrejurare, Doamne, noi am lăsat tot și te-am urmat. Am mai spus exemplul acesta. Eram într-o biserică și m-am uitat așa în partea surorilor, vorbind despre piedicile înaintării noastre pe calea lui Dumnezeu. Și am spus, soră, când e program de adunare și frații aici luptă în rugăciune pentru cei nemântuiți, se roagă și au compasiune pentru cei în suferință, spirituală, boală sau trupească. Când frații sunt aici să laude numele Domnului împreună și mulțimea poporului este slava voivodului, poți să lași, ești în stare să lași sapa și grebla să vii la adunare? Și o soră în vârstă așa din adunare a zis, nu, dar au zis așa cu părere de rău, am simțit. Și am spus, Domnul să te ierte pentru păcat, felicitări pentru sinceritate, rămâi la sfârșit. Facem rugăciune de eliberare, de coasă, de greblă, de sapă, de firea pământească, de gânduri rele, de invidie, de egoism. Ce este pe primul loc în viața noastră? Coloseni, capitolul 3, versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, este un dacă. Să umblați după, în primul rând după. A spus Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, căutați mai întâi. Cine nu știe versetul ăsta, să-l veți astăzi. Căutați mai întâi. Cei de la balcon. Răzvan, zi tu, căutați mai întâi. Mulțumesc. Poate nu cauți anul ăsta, că o să te întreb pe 31 că ai zis ceva la început. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri. Care? Nu mașină de cusut și de spălat și de umblat. Nu etaje și parter și demisol. Asta nu e nicio problemă dacă le faceți corect și cinstit. Dar o zis, Domn, toate aceste lucruri. Ce veți bea, ce veți mânca și cu ce vă veți îmbrăca. Toate aceste lucruri. Vi se vor da pe deasupra. Cine crede versetul ăsta? Nu are Domnul de unde? Fără magazin de textile și fără magazin alimentar, a fost în stare Dumnezeu să-i ducă pe israeliți până la granița cu Canaanul. A fost în stare Dumnezeu să-i treacă și granița, dar nu pe ei, pe cei din generația numărul 2. Ar fi trecut și ei. Dar știți de ce n-au trecut? Din cauza asta. Că n-au crezut cuvintele Domnului. Necredința. Și ce-au făcut? Când nu crezi, și ce faci? Cârtești. Scrie Deuteronom 1, dar voi ați cârtit în corturile voastre și Domnul v-a auzit. Dar uite că se închide mina aia, uite că nu mai sunt locuri de muncă, uite că nu mai știu ce să fac de mâncare, să plânge câte o soră.
că nu știi, ai altceva, dar ai cu ce, stai liniștit. Deocamdată nu-i problemă. Cere rețete, dacă nu mai știi ce să faci. Dar mulțumește Domnului că ai cu ce să faci. Cum îmi spunea un frate din Austria, frate Cornelio, m-am gândit, eu am fabrică de macaroane și vă trimit niște câteva tone de macaroane la voi acolo de atent. Cine nu poate să le, cine n-are carne să le mănânce cu carne, le mănâncă și cu lapte. Și pot zis, frate, mai bine mă orientez altfel, decât să mai primim macaroane, mai bine spunem dacă e nevoie că la ceva familie să intervenim și mai bine asta. Am dus lipsă cumva? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Ascultați-mă, poate nu de la noi din biserică, dar oameni care pentru lucrurile pământești au renunțat la cor, au renunțat la fafară, au renunțat la Evanghelie și s-au retras chiar din slujbe în care au fost ordinați și au spus, eu vreau să mă implic în altceva. Eu vreau să intru în afaceri și n-am timp. Nu că pot să fac afaceri curat, dar au zis, n-am timp și mă retrag. Altul s-a retras că a vrut să intre pe linie de partid. Eu vreau să intru în partid și nu mai am timp de lucrare, de slujire, pentru că vreau să avansez pe linia asta și să rânduiesc eu lucrurile în Parlament. Să le pun eu la punct între 400 de oameni. S-o stins și lumina aia. S-o stins. Cred că s-a făcut întuneric deja. Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Am întâlnit gaz în care mi-a zis, frate, am pus înaintea Domnului, dacă gat rândul ăsta de cartofi, era lung, până în capăt, de seară mă duc la adunare. Altceva. Acordă atenție lucrurilor importante. Sunt lucruri importante. De exemplu, este mai important să-ți rezolvi bârna din ochiul tău decât să te ocupi și ai în vedere mai bine starea ta decât paiul din ochiul altuia. Sunt lucruri importante. Știți care este cel mai important lucru, eveniment, slujbă din viața bisericii și în 2016? Stați aici. Cina Domnului. Să-ți fixezi prioritate și să spui anul 2016. Nu vreau să lipsesc de la împărtășire cu niciun tip. Eram copil și fratele Stamate a spus aici și mi-a rămas în minte pentru toată viața. Fraților, mi-am propus să iau cina întotdeauna. Să rezolv toate problemele dacă apar. Și dacă nu pot chiar toate să le rezolv, Domnul să se îndure de mine și dacă mai îndăr cu noi, dar eu vreau să mă împărtășesc. Eu vreau să mă împărtășesc și cred că sunt împărtășit întotdeauna. Îmi spunea un frate zilele astea, mi-am propus anul acesta să nu mai am cu nimeni nicio neînțelegere, nicio ceartă, nicio discuție și pune prioritate pe lucruri importante. Este mai importantă pacea decât mofturile, pretențiile și orgoliul. Las că zic eu, las că arăt eu, las că mă duc eu. Este mai importantă împărtășirea. Îmi spun frați și surori din adunare și îmi place lucrul acesta. L-ascult cu plăcere. Frate, am avut o discuție, zice, uite, chiar mă mărturisesc, uite, la locul de muncă, câte unul are și poziție de conducere, altul trebuie să asculte de cei care îl conduc. Și nu, dar am zis, nu-i zic nimic că e duminică cina. Nu-i zic nimic, tac din gură, să fie pace, lasă-l să câștige el, lasă-l să creadă că are el dreptate, că duminică cina. Nu știu, cred că și pentru asta a lăsat Domnul cina așa. Și frații au rânduit să fie o dată pe lună. Și de ce? Suntem constrânși să ne rezolvăm problemele, să ne apropiem la cină, să ne sfințim viața, să rezolvăm legăturile care sunt. Acord atenție lucrurilor importante. Asta am vrut să subliniez aici. În versetul 60 scrie Domnul așa. Că am început să citesc. Citim și 59. Altuia i-a zis, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. E ceva rău până aici. Dorința era. Acum ascultați-mă. Domnul zice, dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții
Și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu, fă evangelizare. Acum vă întreb ceva, sincer. Nu vi se pare că o exagerat, Domnul? Că l-am mânat la tată să fac înmormântare. Da, poate că dacă am zice noi, ar zice, frate, exagerez. A exagerat cu multe. Cum zicea cineva, fratele Corneliu, din ce a zis la sfatul frățesc, vrea să ne întoarcă înapoi cu 100 de ani. Nu, vreau să vă întorc înapoi cu 2000 de ani. Vreau să vă întorc înapoi la Biblie. Vreau să vă întorc înapoi la calea îngustă. Vreau să vă întorc înapoi la direcția bună. Și cum îmi doresc binele meu, al familiei mele, sunteți toți ai noștri și vrem să vă conducem înspre împărăția lui Dumnezeu. Că n-ar fi de niciun folos noi să ne facem slujba suspinând, dumneavoastră să mergeți rău și la sfârșit când Domnul trage linie, ne trimite pe toți în stânga. Mergeți! Și acolo putem să tot plângem împreună. Mai bine plâng acum un ceas, zice poetul, cu frații în părtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Lăsați dacă se supără sau plâng de ciudă copiii voștri pe acasă, lasă-i să plângă. Nu le țineți partea. Zic, așa, bine o dus fratele Corneliu, bine o dus fratele Mihai, bine o predica fratele Vasile și fratele Mircea. Spuneți-le că e bine asta. Că așa au zis fratele Mircea, noi nu cred că am greșit cu ceva. Nu cred că am urmărit răul. Vă îndemnăm în dimineața aceasta, intrați într-o strategie de acțiune și pentru 2016. O acțiune a credinciosului. 1. Fixează-ți prioritățile. Să-ți ai rânduială în viață, să-ți organizezi ziua, să-ți organizezi locul și să-ți organizezi lucrarea. În al doilea rând, fii hotărât. Spune primul verset din text, versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât. Domnul Iisus Hristos ne-a dat exemplu, a fost hotărât. De când a coborât din cer, s-a născut, a crescut și apoi a început misiunea. A fost hotărât. Și a dus hotărârea până la capăt. Apostolul Pavel a spus, eu trebuie să mă duc la Ierusalim. Nu mă așteaptă bine acolo. Și plângeau ucenicii și prietenii și colegii de slujbă și frații din adunare. Eu zic, Pavel, că plângeți de rău pe ținii, m-a zis. Dar a fost hotărât. Ba, unul i-a și zis, să nu te duci și să... Nu, mă duc. Mă așteaptă prigoană, dar sunt hotărât. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Fii hotărât să nu dai înapoi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că sunt oameni care dau înapoi și Domnul nu găsește plăcere în ei. De aceea, spune Evrei capitolul 10, versetul 39, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. Izraeliții la un moment dat au balansat, au început să se întoarcă spre Egipt, că nu mai aveau credință pentru Canaan. Și când s-au întors înspre Egipt, Domnul nu i-a plăcut lucrul acesta. Și au să aminte de pepen, de praz, de usturoi, de ce aveau pe acolo. Dar la asta nu s-au gândit că acolo au fost robi? Că dacă te întorci înapoi, ca nevasta lui Lot, poți să rămâi acolo? Poți să deviezi și să nu mai ajungi în Canaan? Domnul să ne ajute să privim înainte. În fața noastră este mai marele nostru, care a mers înainte, a deschis drum și a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul Iisus Hristos a spus, învățați de la mine. A spus, omul lui Dumnezeu, ațintiți-vă privirile la marele nostru preot, la cel care desăvârșește credința noastră și apoi să mergem pe urmele lui. Este o strategie de amăgire din partea întunericului, să fii oprit. Intră în strategia de acțiune a credinciosului. Să nu dai înapoi. Să mergi înainte. Să nu dai înapoi chiar dacă alții au renunțat. 2 Timotei 4:10 a spus Pavel, îl aveam lângă mine pe Dima. Asculta cuvântul, cântam împreună, ne rugam împreună, călătoream împreună. Dar Dima a dat înapoi și a pierdut premiul alergării. A pierdut cadența. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Timotei, capitolul 4, versetul 1, despre oameni care s-au îndepărtat de învățăturile sănătoase. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor.
Și apar tot felul de învățături. Pentru că este un sistem, este un mijloc pus așa bine la punct de amăgire, încât nu-l dai seama. Pe furiș apar erezii nimicitoare. Chiar dacă alții au renunțat, să nu dai înapoi. Chiar dacă este tot mai greu, Ioan 15:33, a spus Domnul Iisus Hristos că în lume vom avea necazuri. Dar ce să facem? Să îndrăznim, a spus Domnul, să îndrăznim că El a biruit. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În Roman, capitolul 8, versetul 35 în jos, sunt arătate motive care ar putea interveni să ne despartă de dragostea Domnului Iisus Hristos. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia. După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți, toată ziua suntem încolțiți, suntem socotiți ca niște oi de tăiat, totuși toate aceste lucruri. Noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul. Să facă Domnul lucrul acesta. Să nu dăm înapoi, chiar dacă alții au pierdut cadența Sfinților, s-au îndepărtat, chiar dacă alții s-au abătut, au renunțat, chiar dacă este din ce în ce mai greu, fii hotărât să nu dai înapoi. Apoi, fii hotărât să asculți de Tatăl. Pentru că El te iubește, spune Ioan, capitolul 19, versetul, capitolul 17, versetul 23. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșiți una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit, cum ai iubit pe mine. Putem să citim și 24, dacă vreți. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat-o, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Fii gata să asculți de Tatăl pentru că El te iubește. Apoi, ca să dovedești că îl iubești. Ioan 14, cred că versetul 15, acolo. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Fii gata să asculți de Tatăl pentru că dorești să fii cu El. Ioan 17, versetul 13. Și încă ceva aici. Fii gata să suporți fajocurile. Domnul Iisus Hristos, Ioan 16:21, a vorbit despre fajocurile care avea să le suporte. A vorbit în mai multe împrejurări. El s-a rugat pentru asta. A vorbit despre asta. Și a venit înaintea ucenicilor și le-a spus că El va trebui să suporte batjocura. Și cât am zis, Ioan 16:21? Femeia când este în durerile nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucurie că s-a născut un om pe lume. Este întristare, este necaz ce ni se produce. Aici trebuie să arăt trei laturi pe care noi trebuie să suportăm bajocura. Trebuie să suportăm bajocura celor de afară. Ioan 15:18. Oamenii ne vor prigoni, nu ne vor vedea bine. A spus Domnul, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Și dacă oamenii de afară ne vor bajocori, în Matei 5:12 a spus Domnul că este ferice, că trebuie să ne bucurăm. Apoi trebuie să suportăm bajocura din partea celor din casă. Domnul a spus că n-a venit să aducă pacea în sensul învățăturii, adică nu hai să te de acord, mai lasă tu de la tine, mai pun eu de la mine.
Și am venit să aduc sabia celor din casa ta, Matei 10:36. Oamenii din casă te vor nesocoti, pentru că și Domnul Iisus Hristos a fost nesocotit, nu a fost acceptat. Și au nesocotit și învățătura, și viața Lui, și prezența Lui. O să vă spun un moment dat, gadarenii, Doamne, auzi! Apoi să suporți bajocora celor din biserică, a oamenilor firești din biserică, ce n-au înțeles încă pocăința, ce nu vor să intre în ascultare. Scrie 2 Petru, capitolul 3, versetul al treilea. Apostolul Petru despre lucrul acesta. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni bajocoritori, plini de bajocori. Și asta e o bajocoră. Fratele Corneliu vrea să ne întoarcă înapoi cu 100 de ani. Scrie în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 12. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Și al treilea lucru care vreau să subliniez în strategia de acțiune a credinciosului este acesta. Rămâi credincios. Dacă ești statornic, și spune poezia, fii statornic în credință. Rămâi statornic până la sfârșit. A spus Domnul și scrie în Apocalipsa, fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. În Matei, capitolul 25, în versetul 20, vorbește Mântuitorul acolo despre persoana aceea care a primit, s-a încredințat o slujbă și s-a ținut de ea. Dar tot acolo se arată că au fost persoane care au primit o încredințare a unei slujiri și treptat, ba unul nu s-a apucat. Spune cuvântul în Proverbe, capitolul 11, versetul 13. În felul următor. Cine umblă cu bârfe dă pe față lucruri ascunse. Dar sufletul credincios ține ce s-a încredințat. Matei, capitolul 24, versetul 25. Spune cuvântul, iată că v-am spus mai dinainte. Deci dacă vă vor zice, iată-l în pustiu, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți, ține ce ți s-a încredințat, rămâi credincios. Știți că a spus Pavel, tu cunoști din pruncie Sfintele Scripturi, tu știi de la cine ai primit, și ești deplin încredințat. Ești deplin încredințat. Spune Domnul, cred că în Matei 24:45, care este robul credincios? Care este robul credincios? Asta e și înțeleptul. Că merg împreună cele două. În 1 Corinteni 4:2 obișnuiesc să repet acest verset. Încolo spune Biblia, ceea ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9, spune Domnul, acolo prin Pavel, despre el însuși. Credincios este Dumnezeu. Avem de la cine învăța. Admir oamenii care fac o lucrare bună, dar rămân credincioși în ea. Că pe unii nu ține mult nici pocăința și nici slujba și nici devotamentul și nici râvna și nici dragostea și nici pacea și buna înțelegere. Imediat o strică. Se pocăiește, face o hotărâri și Dumnezeu este credincios. Scrie în Iacov, capitolul 1, versetul 8, despre oameni care sunt nestatornici.
Dacă am vorbit despre oameni care trebuie să fie hotărâți, vedeți aici, sunt arătați oameni nehotărâți. Și dacă am vorbit despre oameni care trebuie să rămână credincioși, statornici, aici sunt arătați oameni nestatornici. Și aici, în contextul acesta, spune Domnul, acest om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Adică poate să se roage, dar să nu se aștepte. Poate să dorească, dar să nu se aștepte. Așa scrie acolo Iacob, capitolul 1. Omul nehotărât și omul nestatornic. Frate, m-am hotărât și ce ajutor dacă vezi că nu poți să ții? Sunt oameni pe care îi întreb dacă vor să se pocăiască și întrebați și dumneavoastră și spun, mi-e teamă că nu poți să țin. Auzi, dacă ești hotărât și facea rămâi și credincios până la capăt, am întâlnit tineri nehotărâți. Îi întreb, câte căsătorești? Că prietena are? Bine, nu pot să întreb pe ăla de clasa nouă. Că mai sunt și de clasa nouă cu prieteni și cu prietene. Păi ăla să-l întreb eventual... Ce note are la geografie? Dacă știe, merge bine pe scară. Și întreb, auzi, ce zici, te-ai gândit? A, nu ne-am gândit. Nu-i hotărât. Te căsătorești? Nu-i hotărât. Îl întreb fata. Poate ea e mai hotărâtă. Nu știu, frate, vorbiți cu el. Că, nu, el trebuie să zică. El nu zice nimic. Nu, hotărâți așa. Și se uită părinții, mă, dar până când tot o lungiți așa cu plimbările, cu întâlnirile, cu sucul. Deci atâta suc ați băut împreună, mergem la un suc. Să gată sucul până la urmă, atâta suc. Nehotărâți. Vă plac oamenii nehotărâți. Sincer, așa. Eram pe la locul pe aici cu frații și mai trimiteam câte un... Du-te-a de repede un clește. Și mă uitam, oare merge sau vine? Mă, trebuie să fii hotărât. Acum lucrăm, hai să lucrăm. Acum luăm pauză și mâncăm și povestim. Domnul zis, auzi, este o zi. Are... câteva ore, ziua aceea. Aranjează așa și fixează-ți prioritățile. În strategia aceasta de acțiune pentru credincioși, există timp și pentru odihnă? O să-ți, Domnul, vezi că ți-e odihnă pentru suflet. Și stai, nu faci nimic, dar pur și simplu stai în prezența Domnului, pe plan spiritual vorbesc acum. Am trecut de la lucrurile pământești. Și așa te odihnești în Domnul, ce cugetă și în așternut. Și ce când mă gândeam la cântările de laudă, în așternutul meu și stă așa în odihnă și... Dar este că trebuie să intervină. Că sunt bolnavi, că sunt văduve și n-au lemne de foc. Că sunt oameni mântuiți. Că sunt oameni ce merg rău pe calea Domnului. Și trebuie smulși, trebuie atenționați. Cine le va spune? Cei din deal? Poate o să vină ei să ne spună într-o zi. Fixează-ți prioritățile în strategia aceasta de acțiune, fixează-ți prioritățile. Mă întorc la versetul din Proverbe cu care am început. N-am predică pentru leneș astăzi. Leneș o să se întoarcă de pe o parte pe alta. Știi ce? N-am chef, scap obosit, scap nevegheator. Nu zice asta. Fixează-ți prioritățile pe primul loc. Și numărul 1 trebuie să fie Dumnezeu. Acordă-i Lui întâietate în viața ta. Nu pleca din casă până nu te pui pe genunchi. Nu te apuca la vorbă la telefon până n-ai vorbit cu Dumnezeu. Nu asculta știri și urmări ceea ce se întâmplă, lucruri care nu te ajută prea mult. Până nu urmărești ce ți-a transmis Dumnezeu din cer, din scrisoarea Lui. Nu urmări părtășiile interzise că îți vor face rău în timp. Îndepărtează-te de clevetire, fixează-ți prioritatea să vorbești de bine. Că Dumnezeu ne-a chemat să ne vorbim de bine, să ne sprijinim în rugăciune, să vedem unii asupra altora.
Să ne purtăm sarcinile unii altora, scrie în Galateni 6:2. Fixează-ți prioritățile. Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc și El ne-a chemat și a spus: voia mea este sfințirea voastră, adică îndepărtarea de păcat, de lumea aceasta, de practicile din lume. De ceea ce este pământesc și strică în viața noastră spirituală. Păi Dumnezeu ne-a chemat să facem evangelizare vorbind oamenilor, dar înainte de a vorbi trebuie să te rogi pentru ei și înainte să te rogi pentru ei trebuie să răspândești lumină. Asta e prioritatea, apoi acordă prioritate lucrurilor importante din viață. Este mai de folos să slujești pe Dumnezeu decât să slujești pe mamona. Este mai de folos să te uiți înspre cer decât să te uiți tot în jos și tot în jos. Este mai de preț cerul decât pământul. Este mai de preț viața veșnică decât viața aceasta. Este mai de folos să contribui decât să investești în lucruri care se duc până la urmă și pierd. Și pentru casă n-ai făcut nimic, numai pentru cort. Aici cort, am înțeles. Că e cu un etaj sau cu două, bucurați-vă de cât aveți. Dar hai să ne bucurăm o veșnicie de casa care este acolo, a spus Apostolul Pavel. Apoi, în strategia de acțiune, fii hotărât. Fii hotărât să nu dai înapoi. Fii hotărât să asculți de Tatăl. Pentru că te iubește, pentru că trebuie să-i dovedești că-L iubești. Și pentru că vrei să fii împreună cu El. Fii hotărât să suporți batjocorile. Te vor batjocori cei din casa ta. Te vor batjocori cei de afară. Și te vor batjocori cei din adunare. În față sau în spate. Astea, lăsați-le. Îs pentru ei și se vor întâlni cu El în ziua aceea, în Matei 25. Și apoi, rămâi credincios. Pentru că El rămâne credincios. Amin.